Până una alta vreau să vă spun că, așa cum se știe, s-a emis această ordonanță 27/2013 cu privire la ajutoare din încălzirii care dau în iarna care vine, sezonul rece care vine. Sunt câteva modificări de fond, am să fac eu câteva precizări pe care o să dăm cu doamna Marchetan, directoarea de asistență socială, să spună, mă rog, mai la mănunt anumite aspecte. Deci vom trece și această iarnă, pe de-o parte, cei care au venituri reduse vor avea ajutare de încălzire, unele din ele chiar au mai crescut față de anul trecut la aceleași plafane. Așa cum se știe, și primăria face eforturi prin ajutoare financiare an de an, acolo unde sunt situații deosebite pe bază de anchetă socială, intervenim și noi, o vom scoate la capăt. Dar problema este în felul următor. Cei care au posibilități financiare să plătească încălzirea, să plătească apa caldă. Altfel nu avem nicio soluție. Deci trebuie plătită pentru că nu poate nimeni să ne asigure combustibilul atât timp cât nu se plătește. Deci spuneam că această ordonanță se aplică și în acest an ca element de noutate ajutoare de încălzire pentru cei care utilizează energia electrică. Nu știu cât avem noi aici și chiar clarificări din lege cât s-ar putea fi. Ce înseamnă energie electrică? Show? Cei care sunt debranșați de la termica nu au centrală pe gaz și singura sursă este reșou sau centrală. Am spus corect, reșou? Calorifere. Calorifere electric, nu știu, o să vedem. Acordarea de ajutoare din încălzire, lemne, cărbuni, combustibil pe întreaga, pe întregul sezon rece, cel puțin la lemne era mai pe 3 luni de zile. Aici, foarte important, introducerea obligativității prezentării documente justificative referitoare la componența familiei venituri realizate în situația juridică a locuinței și bunului pe care le deține familia. Până acum știți, s-a mers pe declarații proprie răspundere. Știți ce am păstrat anul trecut, când la 1000 de beneficiari de ajutoare sociale ne chinuim pentru că așa a stabilit Curtea de Conturi să le dăm banii înapoi. Din păcate este culpa oamenilor. N-au declarat sau au declarat fals, ca să nu spun altfel, pe declarații proprie răspundere că nu au bunuri, nu au bani. S-a dovedit invers că au conturi bancare, au alte bunuri pe care nu le-au declarat, ca atare nu trebuiau să beneficieze de ajutor de încălzire și la 1000 de persoane a stabilit Curtea de Conturi să dăm bani înapoi. Bine, săraci oameni disperați, n-avem ce le face, este dispoziție clară a Curții de Conturi, i-a prins mâța în sac, cum se spune, nu este loc de întors, trebuie să dea bani înapoi. Ca atare, rog, atrageți atenția la oameni, mai ales că în acest an condițiile sunt mai restrictive, sunt aceste obligații de a prezenta documente justificative, să nu facă declarații în fals, pentru că se iau baze de date încrucișate de la bănci, de la casa de pensii, eu de unii, de la finanțe, și cei care nu declară corespunzător sunt prinși și trebuie să dăm banii înapoi, ca să nu mai spun că la banii care trebuie dați înapoi se pun și penalități, dobânzi, mai ales dacă nu sunt dați la termen.